Vocea poporului. Dar ia și un microfon ceva. Așa. Le zic ce s-a întâmplat până acum, am rezumat. Dă-mi și mie o carte. Uite un marker acolo, sertarul stânga. Ia o foaie, că n-avem cartonaș. Dau din asta așa. Nu, la noi microfon. Vino aici, vino aici. Ce să fac? Rezumatul conexiunii? Prezintă, da. Prezintă-ne pe noi. Ce s-a întâmplat ăsta? Doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție, Casa Iubirii. Deci, stai, mă fac o paranteză. Ieri m-a certat Radu că am fost prea formal. Făceam aici un 40 de întrebări cu Denis Rifai și mi-a zis Radu că am față de BBC, nu de... Nu, zici că era la o campanie electorală. Da. Mi s-a părut că vorbeam. Deci, da, continuu. Deci să revenim. Dați play. Oh, azi ca-n tine, mă, băiatule. Tu poți să fii și cameraman. Dragi, avem în plin plan cele șapte concurente Casa Iubirii. Cele șapte pitici. Șapte concurente care sunt șapte concurente singure, care vor să-și găsească jumătatea, dar... Stai. O sări Robert. Dar singure, Mihaela, ce ne poți spune despre viitorul tău soț? Unde va fi nunta? În țara Oașului sau în Spania, în Valencia? O să facem două nunți. Una în țara Oașului, una în Valencia, pe plajă. De unde avem atâția bani să venim și în Spania și în... Apoi luăm premiul. De ce curăla Robert, Alexandru, face două nunți dacă vrea. Ne descurcăm noi. În partea aceasta avem cei șapte concurenți Casa Iubirii, care sunt de asemenea nerăbdători să înceapă camele roșii. Care e al șaptelea? Al șaptelea, de fapt, a fost. Urmează să coboare pe scări. Pune o calitate de-a fiecăruia. La voi? Robert e foarte... Dai să spună pe ecran, spune pe ecran. E un bărbat chipeș. Da, să se ia așa pe rând. Da, e un băiat, un bărbat care... Un bărbat. Da, exact, care știe ce vrea. Patrick e foarte carismatic, așa, plin de viață. George, funny. De ce sunt eu la vânzări? Păi dacă tot e felicitat. Radu este, ce să zic, multe are ca și calități. Este multe! Auziți? Ai uitat să zici are multe calități. Aici e ca și cum aici despre tine, bagă. Păi nu, Alex vinde mobilă, deci e cel mai potrivit pentru această chestie. Hai mă, vă lăsați pe mine 3 minute. Hai, Radu. Dar puneți-i timer lui Radu, vă rugăm, să nu își vrei să-l vezi pe Radu primul și da, după să faci tu după el. Dar eu vreau să-l vedem pe Patrick. După Radu vreau să-l vedem pe Patrick. Patrick, nu. Patrick, da. Da, dar fiți atenți, vreau să am și un public de oameni în sală, da? Da, da. Hai. Fii public, băi. Public de oameni. Fii public. Bună ziua și bine v-am găsit la această emisiune superbă, 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 la care vine mare. Așadar, vă rugăm din suflet să ignorăm și faptul că avem aici oameni cu care ne luptăm din tot sufletul să-i aducem pe calea cea bună. Dragilor, sunteți foarte mulți cei care ați venit aici în sală să ne vizionați. Știu că sunteți tot timpul cu ochii pe noi. Așadar, avem aici șapte fete minunate și șapte băieți care au venit să-și găsească. În care una trebuie adusă pe calea cea bună. Vă pupă pe toți. Dar tu, ca prezentator, îți bagi foaia în cadru, în toate cadrele să faci. Aici, aici, aici. Patrick, profi. Tu știi cel mai profi. Bine de ce nu faci tu. Da, avem chiar. Șapte fete și șapte băieți. Asta este poziția. Așadar, fiecare fată și fiecare băiat din această emisiune, să știți că nu a venit doar să-și găsească jumătatea, ci sunt plin de calități și de foarte multe lucruri pozitive. O avem pe Patricia, care este o fată plină de entuziasm, de talent, de haz, de carismă, de... cu privirea ei dulce, sigur o să cucerească inima oricărui bărbat care se uită în acest moment la ea. Aplauze, vă rog, din suflet pentru Patricia! Mai departe ne îndreptăm către Larisa, care este o minunăție întruchipată și cu chipul ei angelic și cu talentul ei la kickboxing, cu siguranță niciun bărbat nu va putea răni. Așadar, Larisa! Mergem mai departe către Ambra, care are... câți ani ai, Ambra? 21. Are 21 de ani și vine tocmai din... Brașov. Vine din Brașov, a venit aici special să-și găsească jumătatea, cu siguranță cu ochii ei și cu privirea ei pătrunzătoare, va rupe inimile bărbaților. Aplauze! Gata, așa cine vrea să cunică? Patrick! Nu! Mai departe avem pe Bianca, cea mai puternică, cea mai
plină de viață, cea mai puternică concurentă din acest show, pot spune cu mâna pe suflet, este cea mai puternică concurentă din punctul de vedere. Trei trebuie cu drag. Acum am începem ediția. Îi trebuie cu siguranță un bărbat care să-i facă față. Așadar, dragilor, care veți intrați pentru Bianca, trebuie să știți la ce vă înhămați. Aplauze pentru Bianca! Mai departe, asta, da, ne îndreptăm către Spania și acolo avem pe concurenta noastră, Lorena. Un nume foarte, foarte pătrunzător, o privire și un zâmbet angelic. Așadar, Lorena a venit aici pentru a-și găsi jumătatea. Aplauze și pentru Lorena! Atmosferă! Mai departe, puritate, zâmbet frumos și chip angelic. Tot așa ne îndreptăm către Cristina, care se pare că este și lidera acolo în casa fetelor. Cristina a venit să-și găsească jumătatea. Nu, n-a venit să-și găsească jumătatea. Ești repetitiv, mai schimbă. Așa, spune. Că-mi place, spune continuă. Îți place? Publicitate. Și acum, dragi palatinători. Și acum eu-s publicitate, da? Publicitate de cafea. Gata, cafeaua Casei Iubirii este extraordinară. În doar 3 recipiente și 40% reducere. Hai și la Mihaela, că a rămas singur. Da, mă lăte mult. Patrick, hai tu. La Mihaela nu permit. Radu. Poftim? Fă-i și la Mihaela. Radu, nu-i face plăcere să mă prezinte. Nici măcar nu-și dorește să fie în acest show. Te-a prezentat Alex, fată. Te-a prezentat Alexandru. Mă lăte mulțile așa. Hai bă, Radu. Radu, da, de ce? A luat un blocaj așa. Când o prezentai pe Cristina? Da, cred că da, nu știu de ce, m-a luat un blocaj. Un blocaj emoțional. Da, nu s-a tăiat vorbele, nu mai aveam vorbe. La mine? Da, deja ești galben. Ai un junghi? La față. Dar de ce? De ce, Radu? Are o criză biliară. Ești ok? Hai să o prezentăm și pe Mihaela. Că chiar de ce, Radu? Zi. Doamnelor și domnilor, Mihaela, una de cele mai puternice concurente din Casa Iubirii. Lasă-mă, Mihaela, să vorbesc. Mai ales de când e cu Robert. A reușit să-ți găsească jumătatea, o prezență divină. Și doamnelor și domnilor, aplauze pentru Mihaela. Așa mai bun și eu. Nu mai gata, m-am făcut. Așa m-a tăiat. Da, ai zis că eu nu-mi caut și mă. Eu sunt Radu. Păi nu ți-o mai cauți că ți-ai găsit-o. L-ai făcut pe viitorul meu iubit căruță sau cum? Sau... Cal. Eu le-am zis și la băieții ieri, Bianca, în momentul în care tu erai în camera roșie cu Robert, mie mi se pare că faci față discuțiilor în general cu brio în ultimul timp, cu zâmbetul pe buze și le ziceam lui Laurențiu, îi spuneam că cunoscându-te de atât timp pe tine și știind potențialul tău și cât ai îndurat și aici, dar și în afara emisiunii, pentru tine, clar, îți trebuie un bărbat care să poată să-ți facă față, frate, acum serios și nu zic în glumă. Dar nu știu, eu ieri nu am fost agresivă în comunicare. Nu, pe asta spun, ai făcut față cu brio. Cu brio ce înseamnă? Că ți-ai păstrat calmul, erai cu zâmbetul pe buze, ai purtat un discurs voalat. Dar și el era cu zâmbetul pe buze. E la fel. Adică a fost o discuție destul de ok, știi? Dar vreau să zic că tu încă mai ai putere, nu știu de unde și cum și ce mănânci, dar trebuie să ne dai și nouă la ăștia din Păi nu, nu vă dau că face posterior de soacră, dacă vă dau. Cine acolo mai vrea să fie prezentator? Hai, Patrick! La teleshop! Hai, Patrick! Patrick! Maluma, ce ai făcut? Nu bine, fetelor, eu am încercat să ne amuzăm. Credeam că Radu o să facă mai multe glume și așa, dar el a luat chestia asta foarte credeam, bine. Dar el se potrivește. Își dorea să fie serios cumva, poate asta se pune la CV-ul cumva, o taie acolo, taie din emisiune și o trimite la alte emisiuni. Hai să mă cer la cameră. Fă cărți. Fă-l pentru 8. Cameră, pot merge în casa fetelor să bea o cafea amară cu ele. Aș bea o cafea amară, sau ți-aș face prăduială? Fetele, cu toate. Am să o dau așa, poate merge cu toate. Dar de alea... Le-ai dat alea? Nu, am să de la camera roșie, dar s-o anula și dau acum când... L-ai pus în apă? Da, sunt apă, sunt acolo, undu-l-a. Sunt intacte. Le-am făcut și pozorile și până când se difuzează, știi? Nu
nu știu, așa, non, mă părumă. Bianca și Mihaela, mergeți în casa băieților. Condiția este ca în permanență să fiți amândouă la discuții, fie cu un băiat, fie cu mai mulți, fie cu toți. Miha, vrei în casa băieților? Ah, bine, hai că mergem acum, nu mai stau. Vreau să fac cu seama și în vișta. Dar o să exact. Fac acum, dacă au apărat. Totul este... Bianca, te rog, îl saluți pe George și îi zici că îl pup, te rog. Vezi că văd pe filmare. Vă zic, nu uite, o faie cu un pupic și așa. Lasă. Așa, și noi ce facem? Noi? E, poate trimit și băieți la noi. Ce? Da, da. Trebuie să liniștite, să fac materiale dincolo. Am ieșit din haită. Ia că vin dușmani. Doamna Andreea. Nu. Da, e Mihail. Bună! Bună! Mamă! Surorile Kessler, dar uite-te ce seamănă, bă, la ținută, la păr, la tot, da, chiar. Deci că surori, bă. Da, Doamne. Surori, una blondă și una brunetă. Incredibil. Hello. Bună. Bună. Where you want to stay, Bianca? Bine. Și te-ai puțin fric, Bianca.